Bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Ziua veteranilor de război. Ziua porților deschise la Universitatea Vasile Alexandri din Bacău. Bullying-ul în școlile băcăoane. Recent, la Cercul Militar Bacău a avut loc un eveniment prilejuit de Ziua Veteranilor de Război, organizat în parteneriat cu Garnizoana Bacău și Filiala Veteranilor de Război din județul Bacău. Evenimentul a inclus și o serie de comunicări istorice. În anul 1902, o delegație consistentă de veterani de război din război de la 1877-1878, pentru noi a fost războiul de independență, pentru cei din Europa a fost războiul ruso-turc, s-a dus la regele Carol I și a solicitat acest lucru ca să se dea un decret prin care să se sărbătorească Ziua Veteranilor de Război. Acest decret s-a dat și vreau să vă spun că el are la bază niște chestiuni semnificative în felul lor. Despre ce este vorba? O primă chestiune, regele Carol I a fost comandantul armatei care a luptat după ce armata română a trecut Dunărea împotriva turcilor. A doua chestiune pe care aș dori să o subliniez este aceea că Marele Duce Nicolae, comandantul armatei rusești, la un moment dat era în mare încurcătură cu armatele lui și a trimis o telegramă în țară regelui Carol și i-a spus: vă rog să treceți Dunărea și dacă se poate cât mai repede. O chestie care onorează, dacă vreți, România și armata română de atunci. Garnizoana Bacău, prin unitățile militare, unitățile de elită care au participat la cel al doilea război mondial, amintesc aici regimentul 27 Infanterie din Bacău, școala militară de ofițeri de rezervă numărul 2 Bacău, pe care domnul general de brigadă Procopie a urmat-o după cotul Donului, după noiembrie 1942, atunci când tinerii absolvenți de studii superioare au fost trimiși la școlile de ofițeri, pentru că pierderile au fost dezastruoase. Acolo, la cotul Donului, am pierdut practic cele două armate române, armata a treia și a patra română, peste 150.000 de morți în cea mai mare bătălie din istoria umanității cunoscută și studiată până acum. Mă întorc în vana anului 1940, atunci când pierdem cele două provincii românești, cum vă spuneam, iar avem un ofițer din Bacău, un ofițer artilerist, vreau să vă spun, Ioan Boros, din regimentul 16 artilerii, care este primul ofițer care își pierde viața, pentru că ultimatumul sovietic din 26 iunie ne obliga la părăsirea celor două provincii istorice care intraseră în trupul țării în 1918. Ioan Boros își pierde viața, este ucis de trupele sovietice acolo. Dumnezeu să-i binecuvânteze pentru eroismul lor în Caucaz, Stalingrad, Țiganca, Debrețin sau Munții Tatra, Mărășești, Mărești, Oituz și de ce nu Plevna și Vidin. Le admirăm vitejia și suferința atât în timpul războiului, dar și demnitatea cu care au trecut peste valul de foc care a anihilat o bună parte a intelectualității românești, din care cadrele armatei române au suferit mai mult decât cetățenii de rând sau fosta clasă politică, și ne permitem să ne adresăm în aceste momente solemne creatorul vieții și trăirii noastre în România, grădina Maicii Domnului. La această oră, veteranii de război sunt eroii care ne arată că în pofida tuturor greutăților, a războaielor sau altor situații dificile prin care au trecut de-a lungul vieții, neamul românesc are resurse să învingă atunci când există dragoste de țară. Mai tânăr, 103 ani, să vă doresc să ajungeți și dumneavoastră în situația mea. Sunt absolventul născut în anul 1919, în comuna Solunț, județul Bacău. Tata meu, bunicul meu, străbunicul meu au fost preoți. Petrășesc considerând, după ce am fost judecător, Bunaciu, care era ministru și care s-a născut decretul prin care Lucrețiu Pătrășcanu a fost executat, n-a lichidat, considerându că sunt fiu de preot. Nu-i nimic. A venit să o vom petrolul, a fost o salvare pentru mine,
că m-a numit imediat judecător, avocat, consilier juridic la societatea Sovrom Petrol, care era cea mai productivă în acel moment, pentru că se deschisese activitatea de foraj și de extracție. Manifestarea s-a încheiat cu un moment de muzică patriotică în interpretarea muzicii reprezentative a garnizoanei Bacău. Ziua porților deschise la Universitatea Vasile Alexandrii din Bacău. La Universitatea Vasile Alexandrii din Bacău a avut loc recent evenimentul dedicat Ziua porților deschise, ediția a 16-a. Elevii invitați împreună cu profesorii de la liceele băcăoane au avut posibilitatea de a interacționa cu studenții și cadrele didactice universitare, să cunoască cele două campusuri, anfiteatrele, sălile de laborator și seminar, baza sportivă, căminele și restaurantul, dar și postul de radio studențesc UNSR Bacău, precum și postul TV al universității. Universitatea este foarte frumoasă din punctul meu de vedere și foarte primitoare, la fel și profesorii de aici. Sunt foarte multe clase, abia acum am ajuns și eu și am văzut așa împrejurimile și arată chiar foarte, foarte interesant. Ce aș mai putea spune? Colectivul de aici pare unul primitor, adică m-am întâlnit și cu foarte multe persoane cunoscute și văd că sunt chiar încântate și ele de ce văd aici. Vezi drumul tău mai departe la universitate? Da, sincer, chiar îmi doresc să vin aici. De mică chiar îmi doresc și mă gândesc la chestia asta, pentru că în viitorul meu vreau să devin arbitru de handbal, cât și profesoară de sport, cât și antrenor. Toate trei aș vrea să le fac dacă aș putea. Și chiar aș vrea să vin aici pentru că am niște colege de la handbal, de la mine, de la CSM Bacău, care studiază aici și mi-au spus că este chiar foarte ok din punctul lor de vedere. Și ele sunt venite din alte părți și au spus că aici e chiar foarte bine și învață chiar foarte bine din punctul lor de vedere. Suntem bucuroși că putem face în format offline, iar zilele porților deschise ale Universității Vasile Alexandrii din Bacău. În acest an universitar vom scoate la concurs locuri la 36 programe de licență, 24 de programe de master și 3 domenii de doctorat. Vreau să fac un apel la tinerii absolvenți de liceu să-și continue studiile, deoarece vor veni vremuri care vor necesita cât mai multe cunoștințe. Astăzi la Universitatea Vasile Alexandrii din Bacău are loc evenimentul Ziua Porților Deschise, aflat la cea de-a 16-a ediție. Așteptăm un număr de peste 400 de elevi de la liceele din Bacău și din județele apropiate, care vor avea posibilitatea de a se informa cu privire la oferta educațională a celor 5 facultăți din cadrul universității. Vor interacționa cu studenții universității noastre și vor afla activitățile care se desfășoară în cadrul Ligii Studențești. Iar la finalul activității noastre vor avea posibilitatea de a vizita laboratoarele, biblioteca universității, postul de televiziune Academic TV, postul de radio UNSR, baza sportivă și toată infrastructura pe care universitatea o pune la dispoziție. Cu acest prilej, participanții au primit informații utile referitoare la oferta educațională a universității prin reprezentanții celor 5 facultăți în scopul unei mai bune orientări școlare și profesionale. Ceea ce învățăm noi pe studenți la Facultatea de Inginerie. Oferta facultății noastre cuprinde tot spectrul educațional, de la studii de licență, studii de master, studii doctorale și programe de conversie profesională în multe domenii ale ingineriei. Facultatea este structurată în 5 departamente. Fiecare departament conduce, gestionează mai multe programe de licență și master. În cadrul departamentelor noastre lucrează cadre didactice tinere, bine pregătite și aproape de studenți în dezvoltarea lor profesională. Admiterea se face pe baza mediei de la bacaloreat, înscrierea realizându-se pe o platformă specială dedicată. Facultatea de Inginerie are un număr de 10 domenii
și o cifră de 10 domenii de licență și o cifră de școlarizare de 850 de locuri. Astăzi, să spun, mă aflu într-o dubă ipostază aceea de organizator al evenimentului în calitate de prorector și de reprezentant al Facultății de Litere. Sperăm că acest eveniment constituie pentru voi o oportunitate în a vă alege cea mai potrivită carieră în conformitate cu aptitudinile și competențele pe care vreți să vi le dezvoltați. Vreau să le mulțumesc și colegilor de la Liga Studențească pentru toată implicarea în organizarea acestui eveniment. Să vă spun că toată luna aprilie la noi este luna porților deschise și am avut foarte multe evenimente în colaborare cu mediul preuniversitar, în care elevi, am avut studenți pentru 3 zile organizat de către Liga Studențească, au fost 60 de elevi prezenți la noi la universitate, timp de 3 zile au interacționat cu tot ceea ce înseamnă mediul academic. Reprezentanților de la Inspectoratul Școlar Județean, care permanent sunt aproape de noi și care contribuie ca învățământul băcăuan să fie unul de elită, și colegilor de la Departamentul de Consiliere Profesională, care s-au implicat și v-au contactat și au fost aproape de dumneavoastră ca să putem realiza evenimentul de astăzi. Sunt încântată să mă aflu astăzi aici și vin să vă vorbesc din partea Facultății de Științe, facultate în cadrul căreia puteți studia în trei domenii de licență: biologie, matematică și informatică. Toate programele de studii sunt acreditate, durează 3 ani programele de studii pentru licență, iar admiterea se realizează, după cum ați aflat deja, online, în perioada 3-28 iulie, când platforma dedicată va fi deschisă la ora 10 și se va închide în data de 28 iulie. Dacă nu veți avea posibilitatea să vă înscrieți online, sunteți așteptați la sediul facultății, desigur, la secretariat. Admiterea se va realiza pe bază de concurs, de dosare, da, în care media la bacalaureat va conta 100%. Tot în cadrul facultății noastre activează și departamentul pentru pregătirea personalului didactic, departament în cadrul căruia se realizează formarea inițială și continuă pentru personalul ce va ocupa funcții didactice în învățământul preuniversitar. Liga Studențească a prezentat activitățile pe care organizația le implementează prin intermediul studenților voluntari. Sunt în calitate de prezentatoare a evenimentului, dar și în calitate de reprezentant al Ligii Studențești din Bacău. Și fiind aici la Ziua Porților Deschise, pot să spun faptul că la întrebarea de ce Universitatea Vasile Alexandri din Bacău, putem adăuga și faptul că avem o asociație studențească care se ocupă de nevoile studenților și avem grijă ca ei să se adapteze ușor în tot ceea ce înseamnă viața de student, să fim alături de ei și să-i ajutăm să se dezvolte atât pe plan profesional cât și pe plan personal. Acțiunea se încadrează într-un proiect mai amplu, luna aprilie fiind luna declarată porților deschise la Universitatea Vasile Alexandri din Bacău, când grupuri de elevi și profesori atât din Bacău cât și din județele apropiate vor avea ocazia să viziteze universitatea și să cunoască mediul academic băcăuan. Bullying-ul în școlile băcăuane. Inspectorul general școlar, profesor Anca Igarmin, a organizat o conferință de presă care s-a axat pe 3 subiecte principale: bullying-ul din școlile băcăuane, rezultatele la simulările județene și înscrierile în învățământul primar. Mai multe detalii urmăriți în imagini. În februarie 2023, pe butonul de bullying la registratura ISJ, prin telefonul prin care se poate semnala orice faptă de tip bullying sau violență școlară, s-a înregistrat un total de 25 de sesizări dintre care 3 nu vizau situații de bullying, pentru că, da, trebuie să le eliminăm din start. Modul de semnalare a lor a fost următorul: pe butonul de bullying 10 dintre ele, la registratura ISJ 12, la telefon 3, una dintre aceste semnalări de la telefon fiind depusă și la registratură, deci în formă scrisă, iar 2 dintre ele prin completarea formularului pe butonul de bullying de pe site.
Din acest total de 22 de petiții care vizau strict bullying-ul, da, 13 sunt reclamații, petiții propriu-zise, iar 9 sunt informări ale unităților de învățământ. Este foarte interesant de analizat un pic această situație, pentru că, în mod normal, conform strategiei, procedurii, adică teoriei, cum spunem pe scurt, unitățile de învățământ au obligația să semnaleze aceste lucruri imediat ce se întâmplă în școala dumnealor. Există mai multe cauze, printre care, iată, da, numărul de petiții prin care se semnalează nereguli comportamentale, fie ale elevilor, fie ale cadrelor didactice, respectiv informările școlilor, da, spuneam numărul acesta dintre petiții, respectiv numărul informărilor făcute de către unitățile de învățământ, da, nu coincide. Una dintre cauze, da, o posibilă cauză, e faptul că, eu știu, conducerea unității de învățământ, cadrele didactice, nu cunosc evenimentul, da? Nu pot fi peste tot în fiecare moment, deși teoretic așa ar trebui, din, da, lipsa posibilității de a acoperi fiecare spațiu din cadrul școlii unde elevii pot ajunge, se întâmplă astfel de momente, da, în care, repet, un incident de asemenea natură se poate petrece și nu poate fi surprins de către un cadru didactic sau un angajat al școlii. Este prima dată când în județul Bacău s-au organizat simulările județene pentru elevii de clasa 8-a, respectiv elevii de clasa 12-a, lucru care s-a întâmplat din dorința de a mișca un pic mai devreme lucrurile, pentru că, din nou, o să ajungem și la cifre și la procente. Nu sunt ele cheia, nu sunt ele răspunsul mulțumitor în mod total, dar trebuie luate în considerare, pentru că pot conduce la niște comparații, e sau nu e fructuos. Primul răspuns la întrebarea dacă sunt sau nu fructuoase, sunt sau nu eficiente simulările județene, a venit din faptul că atunci când am anunțat organizarea simulărilor județene în județul Bacău, au fost unități de învățământ care, pentru simularea de bacalaureat, au organizat și a treia probă, da? În sensul că au organizat simularea și pentru a treia probă. Noi, considerând că este destul de devreme și că poate nu toți elevii și-au ales, da, a treia probă, cea opțională, să-i spunem generic, am organizat, da, simularea la nivel centralizat județean pentru bacalaureat. Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Barna Tancoș, împreună cu președintele Administrației Fondului pentru Mediu, Laurențiu Adrian Nicolaescu, au fost în județul Bacău, prilej cu care s-a semnat contractul de servicii pentru actualizarea studiului de fezabilitate, proiectare, asistență tehnică și pregătirea documentațiilor de atribuire aferente proiectului închidere și reabilitare depozit deșeuri industriale periculoase de fosfogips Sofer Bacău. La prefectura Bacău, în prezența ministrului Mediului Barna Tancoș și a președintelui Administrației Fondului pentru Mediu, Laurențiu Adrian Nicolaescu, alături de reprezentanții autorităților locale și județene, a fost semnat un contract de servicii menit a actualiza un studiu mai vechi privind închiderea și reabilitarea depozitului deșeuri industriale din coasta Bacăului. Este absolut normal ca această problemă să fie rezolvată, chiar dacă se rezolvă cu întârziere generată de lipsa de interes în perioada de funcționare a societății, lipsa de interes din partea echipei de lichidatori care tot timpul lasă obligația de mediu la urmă, catalogând ca fiind ultima problemă care trebuie rezolvată. Dacă vrem să avem grijă de sănătatea cetățenilor noștri, trebuie să tratăm cu mult mai multă seriozitate problemele de mediu. Acest fosfogips, care reprezintă un pericol real pentru locuitorii din această zonă, trebuie să dispară de acolo, trebuie găsită soluția tehnică de ecologizare și le mulțumesc celor din Bacău, primăriei Bacău, Consiliului Județean Bacău, prefecturii, pentru eforturile depuse în ultimii 2 ani pe această cale de revenire la normalitate. Tancoș Barna, domnul președinte al Administrației Fondului de Mediu, Laurențiu Nicolaescu, vom semna actualizarea studiului, contractul de servicii pentru actualizarea studiului de fezabilitate, proiectare, asistență tehnică și pregătirea documentațiilor de atribuire aferente proiectului de închidere și reabilitare depozit deșeuri industriale periculoase, platforma Sofert, municipiul Bacău. În primul rând, cu permisiunea dumneavoastră, vreau să mulțumesc domnului ministru Barna pentru
consecvența și stăruința cu care a susținut acest proiect. Este un deziderat de mediu vechi de decenii în municipiul Bacău, acela de a ecologiza halda de fosfogips a fostului depozit, fostului combinat de îngrășăminte chimice CIC, o sursă de poluare a municipiului Bacău. Muntele de 16 hectare de fosfogips de la marginea Bacăului, alături de depozitul de reziduri industriale de la supracul de Barcău, județul Bihor, vor fi primele două amplasamente din totalul de 27 din toată țara, care vor fi ecologizate în următorii 4 ani. După efectuarea noului studiu de fezabilitate, va urma procedura licitației pentru desemnarea firmei care va executa lucrările specifice. Am ajuns în sfârșit în punctul în care avem o perspectivă clară în ceea ce privește ecologizarea și închiderea haldei de fosfogips a fostului combinat chimic din Bacău. Astăzi am semnat contractul pentru actualizarea studiului de fezabilitate, a serviciilor de proiectare, a elaborării documentațiilor de atribuire și asistență tehnică pe durata execuției lucrărilor pentru proiectul de închidere și reabilitare a depozitului de fosfogips de la Bacău. După cum știți, depozitul de deșeuri a reprezentat și reprezintă o sursă de poluare extrem de periculoasă pentru întreaga zonă. Populația este permanent expusă riscului îmbolnăvirii cauzate de poluare excesivă, atât a apei, cât și a aerului, dar și a solului. Întrucât în toată această perioadă, la nivelul local, nu s-au găsit resursele financiare pentru închiderea acestui depozit industrial neconform, administrația Fondului pentru Mediu a fost desemnată să închidă acest depozit pentru executarea lucrărilor, fiind necesară trecerea terenului în proprietatea statului și în administrația AFM. Costurile presupuse de întregul proces de ecologizare a celor peste 5,7 milioane de tone de reziduri vor fi suportate din fonduri de la Programul Operațional Infrastructură Mare. Cert este că săptămâna viitoare vor începe studiile de teren, în special determinările de radioactivitate a reziduurilor. Pentru județul Bacău este un pas extrem de important, un pas care arată, în primul rând, determinarea Ministerului de a rezolva problemele de mediu la nivel național. Mă bucur că și Bacău se află printre prioritățile Ministerului. Vorbesc și în calitate de președinte al Consiliului Județean și în calitate de președinte ADIS. Știm cu ce probleme de mediu ne confruntăm. Încercăm de fiecare dată să le rezolvăm înainte de a se produce, de a avea efecte negative pentru mediu. Pe de altă parte, aș vrea să mulțumesc atât Ministerului Mediului, cât domnului ministru, cât domnului președinte. Noi, ca și Consiliul Județean, am semnat un contract de eficientizare energetică cu Filarmonica. În sfârșit, după ceva timp, am reușit să prindem această axă și pe această cale mulțumesc. Într-adevăr, la nivelul județului Bacău mai sunt probleme de mediu, care cred că ușor, ușor, în consensul în care suntem, să le rezolvăm și să aducem Bacău acolo unde trebuie, un Bacău verde, un Bacău curat și un Bacău care să polueze cât mai puțin. Istoria haldei de fosfogips este una care trenează de ani de zile în Bacău, an în care locuitorii au îndurat efectele nocive ale unui posibil depozit radioactiv. De aceea, băcăuanii ies cu 2 ani mai devreme la pensie conform legii 161/2022. Deputatul băcăuan Cătălin Aciofu a anunțat pe rețelele de socializare că în Comisia de Învățământ de la Camera Deputaților a fost adoptat un amendament propus de PNL care schimbă prevederile actuale cu privire la formarea continuă a personalului didactic în drept și o obligație. Problema acumulării a minim 15 credite ex la un interval consecutiv de 5 ani o am semnalată de mult timp din partea profesorilor care urmăresc acumularea acestora chiar și din fonduri proprii, având o pasiune aparte pentru educație. Însă există o discrepanță în sistem din partea celor cadre didactice care cumulează aceste credite în mod neprofesionist, doar pe hârtie. Fapt sesizat în urma discuțiilor avute în teritoriu cu specialiștii din cadrul mediului universitar
universitar care se ocupă de pregătirea personalului didactic. Considerăm că actuala modificare a articolului 183 aliniatul 2 va aduce îmbunătățiri actului educațional, profesorii dezvoltându-și competențele și îmbunătățindu-și actul didactic în mod real, a spus deputatul de Bacău PNL Cătălina Ciofu. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Sâmbătă 29 aprilie, cerul va fi în cea mai mare parte senin, ne va zâmbi soarele, mercurul în termometre urcă până la valori de 15 grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la valori de 3 grade Celsius. Duminică 30 aprilie, cerul va fi parțial înnorat, ne vom bucura de soare, mercurul în termometre atinge valori de 17 grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 6 grade Celsius. Luni 1 mai, cerul va fi parțial înnorat, ne vom bucura de soare pe tot parcursul zilei, iar mercurul în termometre ajunge până la valori de 17 grade Celsius, în timp ce minima pe timpul nopții coboară până la 7 grade Celsius. Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.